În temeiul articolului 98, aliniatul 6 din Constituția Republicii Moldova, doamna Maia Sandu a fost numită în funcție de ministru al educației. Doamna Maia Sandu este invitată pentru depunerea jurământului. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. În temeiul articolului 98, aliniatul 6 din Constituția Republicii Moldova, domnul Dorin Recean a fost numit în funcție de ministru al afacerilor interne. Domnul Dorin Recean este invitat pentru depunerea jurământului. Jur să-mi doresc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apără democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Eu am acceptat candidatura dumneavoastră, reșim în faptul că aveți o pregătire necesară pentru funcțiile care v-au fost acordate și încredințate. Noi sperăm că dumneavoastră veți susține reformele care sunt necesare în instituțiile pe care le veți conduce și suntem încrezători că dumneavoastră o să realizați programul de integrare europeană a coaliției de guvernament. Domeniile pe care urmează să le administrați prin funcția de conducere a instituțiilor sunt foarte importante. Perioada de timp în care a intrat Republica Moldova este la fel importantă și responsabilă, deoarece a venit momentul implementării a tot ce am modificat la nivel de normă legală. În acest sens, așteptările sunt mari. Vreau să spun că nu doar din partea conducerii statului, dar din partea cetățenilor Republicii Moldova, și este de datoria noastră comună ca aceste așteptări să fie îndreptățite prin rezultate. În primul rând, eu cred că educația pe termen mediu și lung poate oferi soluții pentru toate problemele țării. Obiectivul nostru principal este să asigurăm cunoștințe și deprinderi elevilor și studenților noștri care să-i facă competitiv pe piața națională a muncii și pe piața internațională. În acest sens, eu cred că reforme sunt necesare la toate treptele sistemului educațional. Împreună cu echipa Ministerului și părțile interesate, vom reevalua, corecta unde este necesar și continua reformele inițiate și vom demara reforme pe segmentele în care încă nu au fost inițiate. Mulțumesc mult! Deci, la ordinul lui fostul ministru al educației din predarea istoriei românilor... O să vin cu plăcere să discutăm cu dumneavoastră despre acest subiect și multe alte subiecte interesante și importante din educație în cel mai apropiat timp. De ce ați venit de la Washington? Acolo aveți un salariu destul de mare, mult mai mare ca ministru. O să vorbesc despre asta. Vreau să anunț că vin timpuri noi în relația dintre polițiști și cetățeni și dintre relația dintre cetățeni și polițiști. Chiar începând cu mine, voi comunica foarte clar colegilor mei de la interne, care sunt obiectivele noastre comune, vom conveni asupra unui proces foarte clar de evaluare, în așa fel, ca să avem un sistem integru și eficient. Acestea vor fi prioritățile noastre.
Noi trebuie să câștigăm încrederea cetățeanului în sistem. Cetățeanul, atunci când are o problemă, trebuie să aibă siguranță că este rezolvată atunci când se adresează la polițiști. Și foarte important, noi nu trebuie să alegem între interesul polițistului și interesul cetățeanului. Interesul polițistului și interesul cetățeanului trebuie să fie același. Mă refer la integritate, mă refer la securitate, mă refer la ordine și, foarte important, la respect. Vă mulțumesc! La spuneți acum, cum credeți că Să răspund la întrebarea asta, după care o să ne permiteți să plecăm. Eu sunt manager și, în calitate de ministru, am zis care sunt prioritățile. Eficiența și integritatea. Acest proces este asigurat de manageri, de polițiști, de juriști, de ingineri și de alți funcționari. Cel mai important este să respectăm acest principiu de integritate și de eficiență. Vă mulțumesc!